Bună, fetelor! Astăzi vă voi vorbi despre machiajul buzelor și mai exact cum să vă creați un look nude și glossy al buzelor. Voi începe cu pregătirea buzelor, voi aplica pe buze un balsam hidratant, voi puteți aplica orice balsam aveți în truza voastră. Eu voi aplica balsamul de la MAC și îl voi aplica cu o pensulă sau cu degetele puteți aplica. Voi pune pe pensulă și voi transfera balsamul pe toată suprafața buzelor. Astfel, buzele vor fi pregătite și hidratate. Următorul pas este primerul, dar înainte de primer voi șterge excesul de balsam de pe buze cu un șervețel și voi continua cu primerul. Primerul pe care eu voi folosi astăzi este tot de la MAC, se numește Prep & Prime. Acesta îl voi aplica direct din ambalaj. Urmează conturarea buzelor. Eu voi folosi un crayon de la L'Oreal în nuanța 302 Bois de Rose și voi începe conturarea din arcul lui Cupidon și voi forma un X, aceea în partea de jos și mergem ușor spre colțuri. Să vă alegeți o culoare cât mai naturală și umplem buzele. Următorul pas este aplicarea rujului. Pentru ruj, eu am optat pentru unul de la Rimmel, în colecția Kate. Este un roze foarte natural și voi îl puteți aplica ori cu o pensulă specială, ori direct din ambalaj. Eu îl aplic cu pensula, pentru o precizie cât mai bună. Ultimul pas îl reprezintă aplicarea luciului pentru a avea acele buze glossy și eu am ales un gloss de la Shi este un brand pe care îl puteți găsi în magazinele DM. Produsele lor sunt bune. Eu am optat momentan doar pentru glossul, dar sper să încerc mai multe produse. Și pornim din centru spre exterior. Acesta este rezultatul final, o pereche de buze nude glossy. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Nu uitați să vă abonați apăsând butonul de subscribe de mai jos și clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele mele tutoriale și sper să ne vedem în curând. La revedere!